Începe emisiunea Vedete fără secrete și avem o ediție plină de noutăți muzicale. Avem multe secrete de dezlegat astăzi, așa că vă invit să fiți complicii noștri, precum sunt și cei de la magazinul vestimentar Florence Style, unii noștri prieteni. Ca să nu mai țin timpul pe loc, zic să o salut pe prima mea invitată, care, după cum v-am și promis, vine cu noutăți, chiar de la bun începutul emisiunii, Sasha Letty în această seară. Bine ai venit, bună seara! Bună seara tuturor telespectatorilor! Bine ai venit la noi și mai mult de atât cu noutăți muzicale. Noutăți. Deci mai întâi a fost piesa care se numește? Năstăiașii, se numește piesa Năstăiașii, dar nu mai întâi ei... Au fost totodată. Totodată. Bine, dar cum a apărut piesa, deci a venit în colaborare cu... Piesa Sasha Letty, făcută de Sasha Letty, dar... De tine? De mine. Nu totul, în echipa cu Sastra Project, da, cu Anton Ragoza, sunt cu label-ul Anton Ragoza, adică sunt după label. Cu băieți lucrez și... faci parte din echipa lor. Da. E ca un fel de casă de producție. Da, ca un fel de casă de... Nu ca un fel, dar chiar casă de producție. Pentru că noi respectăm pe băieți, lăsăm publicitatea aceasta în cadrul emisiunii noastre. Da, exact. În paralel cu piesa s-a făcut și clipul, da? Am vrut totodată să scoatem tot, adică și piesa și clipul să fie ca un produs finisat deja, să aibă o hainuță. Tot cu echipa asta ați făcut? Nu, am avut o altă echipă de filmare, evident, băieți nu filmează. Nu, dar sens că conceptul tot s-a copt, adică piesa cu tot cu videoclip, tot conceptul s-a copt în echipa asta a voastră. Dar știți, noi nu ne-am gândit foarte mult la ce fel de concept, cum vrem să fie. Noi am auzit piesa, am înțeles despre ce va fi și gata, deodată și s-a născut cum trebuie să arate produsul ăsta final. Am auzit că ați făcut și o lansare. Da, am făcut și o lansare. Este prima mea lansare ca artist oficial, solo, fiindcă anul trecut am lansat și eu piesa, prima mea, I Believe, dar n-am făcut niciun fel de lansare așa cu mass media, cu prieteni din showbiz, adică cu multă lume. Și iată, anul ăsta am reușit și pe asta, că a fost visul meu. Deci asta nu e prima ta piesă în care era solo? În cariera mea solo este a doua. Este a doua, dar ea vine așa mai cu un avânt mai puternic. Sigur, da? Cred, da. Știți cum fiecare pas e puțin mai sus decât celălalt, da, și mai sus decât celălalt. Tu ești mulțumită de ce ai ieșit într-un final? Să știi, eu mereu am niște detalii care vreau să le schimb. Eu nu sunt mereu fericită și spun da, a fost bine. Nu, este la ce de lucrat și lucrăm în viitor, cred că o să fie încă și mai bine. Sunt mulțumită oricum de un rezultat care este. Nu este rău și nu este chiar fenomenal, dar este bine. Pentru această etapă? Pentru această etapă este bine. E ceva, ceva bun, dar... mă imaginez și vreau încă. Tu numai cânti în trupă? Nu mai există trupa? Sau mai există nu mai există. Sunt deja Sasha Letty și atât. Și atât, pentru că... Care a făcut parte din trupa Glam Girls. Că știu că la un moment dat, nu știu cum, era și trupa și parcă faceați și proiectul solo, nu era așa? Da, cam era așa. Deja începusem câteva pași să vedem cum este, dacă ne este bine sau dacă nu. Și... Dar te regăsești mai mult în proiectul ăsta solo decât în trupă? Da, sigur mă regăsesc. Sunt eu stăpână pe ce fac, pe cum cânt și cum arăt. Și asta, dacă nu eram în două, noi trebuia să găsim un mijloc comun. Tu consideri că pasul ăsta pe care l-ai făcut acum este un restart pentru tine sau o continuare? E o continuare, că este deja un pas al doilea. Totuși. Primul era cu prima mea piesă, că mă gândeam cum trebuie să mă numesc, ce trebuie să cânt, ce linie melodică, adică în care stil trebuie să... Da. Și asta, adică atunci eu cam vreo jumătate de an am ședeam și numai mă gândeam cum eu vreau să fiu, ce vreau să fac, cine e Sasha Letty. Și cine este? Este o fată care face muzică, vreau să fiu în deep house, așa un pic să duc genul ăsta la noi în Moldova, că mai mult așa auzim de peste hotare, știi? Să fie inovație într-o fel. Da. Și iată, deja știi, eu nu pot să spun că eu o cunosc pe Sasha Letty, eu o cunosc pe parcurs, da? O descoper, da, și cred că și publicul o să mă descopere cu timpul. Și totuși ești mulțumită de ce iese într-un final? Da. Ce primești tu în schimb, uite, la munca asta ta? Vezi tu că ea este cumva răsplătită? Plăcere, eu primesc energie și primesc aripi care din spatele meu și care mă trezesc în zi cu zi și vreau să fac încă și încă și încă multe lucruri frumoase care într-adevăr primesc plăcere și care cred eu și transmit și publicului ceva, un fel de energie, un fel de pozitiv, un fel de niște emoții care, mă rog, este în creația mea. Ți-ai câștigat deja publicul tău, admiratorii tăi fideli? Ai o relație cu ea? Cum se manifestă, da, cum se manifestă aceasta? Am prieteni, am admiratori care sunt abonați în Facebook, în Instagram, care îmi scriu, care comentează, care spun ce aș fi vrut eu să fac. Deja, de exemplu, îmi scrie un băiat și iată, așa o piesă faină, poate faci ceva, un cover, eu fi vrut, mi-e interesant cum o să iasă la tine. Adică, mă rog, am și... Nu este un public larg, dar am ușor, da? Sigur, da. Ce mai face Sasha Letty în afară de muzică? Sasha Letty lucrează, Sasha Letty... În ce domeniu? În regie, mai... nu, în regie. Am finisat regie stradă și manifestări publice. Mai fac și concerte, dar și sunt și în regie la televiziune. Mă rog, cânt, sunt în scenă. Deci totul se leagă cu asta, aici vreau să ajung. Deci totul se leagă cu lumea artistică. Da, deci nu ai altceva, o cale paralelă. Nu. Sunt și actriță la un proiect. Adică sunt în scenă. Eu mereu mi-am văzut din mică că să mă aflu în scenă, să cânt, să fiu și actriță, Doamne, mi-mi place. Dar păi și eu te-am cunoscut de mic în scenă, așa cum mi-aduc aminte, Doamne, o fetiță atât de tânără, dar atât de îndrăzneață din punct de vedere scenic. Atunci să știi că eram în jurul la un concurs și m-am bătut pentru tine, am făcut spume la gură ca să fii tu pe locul de frunte, pentru că tu aveai un caracter așa mai cu drive, mai cu, știi? Și de multe ori oamenii ăștia care nu e vorba de faptul că sunt cumva agresivi sau cumva, dar își spun sigur poziția lor din scenă și uneori alții se sperie de oamenii care par prea încrezuți în sine. Eu te-am apreciat din start pentru aceste calități. Mi-aduc aminte că aveai părul lung, așa, până la mai jos de fese. Da, din câte ții minte, și te ții minte cu o pălărie neagră. Da, era ascunsă așa părul în pălărie și eu la un moment dat, la o jumătate de piesă, sigur că da, am scos pălăria și da, și... păr așa lung până la genunchi aproape, să nu exagerez prea mult. Nu, chiar te ții minte. Chiar te ții minte, că spui că îți place să cânți de mic copil, chiar te ții minte când erai chiar o copiliță și mă bucur că ai ajuns astăzi. Și eu mă bucur, mulțumesc mult pentru invitație și sunt fericită că mă aflu acum și aici. Iată din ce constă fericirea asta, calea asta pe care o duc și iată care mă aduce și la dumneavoastră, la voi în platou. Da, mersi tare mult și noi ne bucurăm foarte mult că te numeri printre prietenii noștri. Acum mai departe, cum se vede Sasha Letty? Cum o să se descopere? Ce vrea să obțină, ce vrea să facă, ce vrea să... Vreau să fac sincer, iată, toți interpreți spun că vreau album, până când nu vreau album. Vreau să fac un mic program, poate niște cover-uri, niște piese mele, dar să fac un show anumit cu lumină, cu muzică bună, cu dansatori, eu fiind regizor să-mi regizez așa un show și să călătoresc prin Moldova, să călătoresc poate în țările apropiate ca să fiu eu ceva, să aduc ceva interesant. Iată, eu cred și vreau să am un show frumos de marca Sasha Letty. Deci e un spectacol pe care să-l poți prezenta oamenilor, da? Iată, de ce nu să faci scenarii și regii și pentru alți interpreți? De ce nu? Dacă tot ai învățat asta? Sincer, iată, fac și concerte, dar nu mă simt fericită după culise. Nu mă simt fericită. Tu vrei să-l organizezi, dar să și fii acolo, da? Da, eu vreau să fiu în scenă. Până când sunt tânără, cred că trebuie de făcut și trebuie de lucrat și de visat. Asta e. Da, și... Bun, eu zic că să vedem videoclipul. Acum a venit momentul potrivit, să vedem această nouă realizare a ta și să știi că te aștept și altă dată cu celelalte lucruri noi pe care să le ai tu, piese, realizări, concerte, albume, când o fi să fie videoclipuri și alte noutăți din viața personală, că astăzi n-am apucat să te întreb nimic despre ea. Nu mai spunem dacă inima ta e ocupată și gata, mergem la video. Inima mea e ocupată de muzică, de prieteni, de părinți, de toți, da. Deci ați înțeles, dragi băieți care vă uitați la emisiunea asta, inima este ocupată, dar de muzică, de părinți, de spectatori, de... ați înțeles, da? Deci e oarecum deschisă, așa că hai, grăbiți-vă cât noi târziu, iar noi ne grăbim să luăm videoclipul chiar în această clipă. Prieteni, am revenit aici la canapea și e frumusețe la patrat în studioul nostru. Frumusețe, feminitate, eleganță, rafinament, putere și multe, multe altele, toate dublate, pentru că am două fete tare dragi mie și tare simpatice, Roxana și Tatiana Heghea, sau Tatiana Heghea și Roxana. Cum să prezint duetul vostru, ca să fie corect? Salut! Nu cred că contează asta, ordinea, contează cum o zici. Asta s-a simțit, da. Nu, da, voi ați făcut din start, deci când ați vorbim despre duetul vostru, astăzi cred că lumea și-a dat seama, ați făcut cumva și titlul, măi, uite, scriem titlul și scriem prima așa sau așa, așa sună mai bine. Ești mai prima frumos care întrebe acest lucru. Serios? Deci nici nu s-a pus întrebarea. De fapt, măi, când s-a scris, s-a scris. Era Tatiana Heghea echipa și... cumva. A, cine da. Și echipa de filmare care a încărcat videoclipul. Ah, am înțeles. Dar cred că echipa de filmare a înțeles cine este motorașul în această echipă. Tatiana Heghea. Ea este motorașul. Păi da, ea a venit cu ideea. Avem două motoare. Păi, două motoare, dar unul așa, știi, mai... Nu, ideea e faptul că am fost eu cea care am uitat-o pe Roxana în proiect, adică i-am propus așa o melodie și așa un concept și tare m-am bucurat când i-a acceptat și a plăcut ideea, melodia însă și de aici a pornit totul, cred că. Deci ție ți-a venit în totalitate ideea de concept de piesă, da? De fapt, nu mai deja un secret, melodia era pentru mine scrisă de către Iurie Bădicu și ea deja aprindea ceva timp acolo pe raftul meu personal și la un moment dat s-a întâmplat ca să o văd pe Roxana și mai des, și în ultimele producții video, și să comunicăm mai mult. Și mi-am dat seama că ce-ar fi să încercăm așa un proiect, nu știu, un duet care în țară nu s-a mai întâmplat, de a face un trio amoros, de fapt, de a produce tema, care deja o știam în piesa mea, dar să o dăm alt concept de duet. Și atunci am propus, nu am ezitat, m-a bucurat tare mult, i-a plăcut, vai, că i-a dat foc, știi? Da. Aha, deci te-a prins din prima. Eu știu după mine, dacă ascult o piesă și mă bate, știi, în inimă, imediat, știu că e a mea și dacă îmi trezește un semn de întrebare, gata, nu mai e să fie. Deci tu zici că te-a... Da, am mai avut propuneri de genul ăsta și... Știi cum, într-un fel, suntem toți colegi și Tatiana mi-a propus și eu m-am gândit, prima la ce m-am gândit, dar dacă nu o să-mi placă, cum să refac, cum să-i spun că nu mi-e asta. Asta toată lumea are problema, deci, asta e. Asta e, știi, și ea mi-a trimis această piesă care era cântată de Sandu Gorgos și când am auzit primele acorduri, am crezut că, știi, ceva explodează în sufletul meu și zic, da, băi, asta e, eu mă regăsesc aici totalmente pentru că e o piesă în care, știi, eu am ascultat-o foarte mult timp, am ascultat-o o lună, deci nu era zi să nu pun, să nu ascult, dar răspunsul l-am dat, cred că în 5 minute, dar imediat, pentru că... E Tania, care zic cum a fost, Tania, Tatiana, ce Roxana? Și oricum eram sceptică, pentru că noi eram conștientă de start că este o melodie mai non-conformistă, adică nu e o melodie atât de comercială care ai cânta, ok, las fi în repertoriu, da? Și oricum știam că ea e cam în zona asta, dar eram... Tatiana a analizat ceea ce cânt eu... Da, e dramatic, da. Exact, dar zic, oricum, știi, eram așa, și ea începe, Tatiana, Tania, ce faci tu? Zic, mamă, zic, ce vrea să-mi spun acum, da? Și a spus, îmi place la nebunie piesa asta, deci nu pot să mă opresc să o ascult non-stop. Erau zile, scuză că te întrerup, erau zile când aveam insomnii, știi, și eu ascultam, dar erau zile când mă trezeam la 6 dimineața și eu ascultam, deci efectiv, deci, cei din casă... Este că sunt mai tare ca mine, pentru că eu la 6 ore nu am ascultat, sincer. Cei de acasă mă întreba, băi, ce ai pățit? Zic, sunt îndrăgostită. De cine? Nu de cine, dar de ce, de o piesă frumoasă. Eu de ce vă întrebam? Ați zis că am fost prima care v-am adresat întrebarea despre nume și despre ordinea lor, pentru că se întâmplă în istoria mondială, muzicii mondiale, ca interpreții să nu mai scoată un produs. Iată, bună oară, acum mi-amintesc, mi-a venit în cap Freddie Mercury, Michael Jackson și îmi scapă cine era al treilea, care au făcut o serie de piese, urmau să scoată un album, nu mai știu, să se numească Ochii, Nasul și Dinții sau ceva de genul, nu, și nu știau pe cine să pună primul și albumul a picat efectiv, pentru că societatea de la chestia asta. Deci mai se întâmplă când e vorba de vedetele de talie mondială, de asta mă întrebam pe voi. Deci de ce nu mi-ai spus înainte lucrul ăsta? Poate pica și să mă întrebi altă dată când vreți să faceți duet, că poate iese trio, da? De asta vorbind, voi s-a întâmplat, nu știu, cumva să mai aveți divergență, gen, măi, ne-au chemat la postul ăla de televiziune, ei, dar pe mine m-au chemat acolo, hai, unde mergem, unde ați avut sau ați reușit să le împăcați așa pe toate? Totuși, nu e ușor să fii duet, voi care sunteți două personalități aparte, două soliste. Ideea e că noi aveam ceva care ne leagă, aveam piesă comună și ideea de a promova acest produs, copilul nostru, și noi eram, respectiv, mama și tata, nu mai știm deja care e mama și care e tata. Dar ne schimbam periodic. Rolul era unul important de a promova melodie, de a duce publicului acasă, cumva, pentru că publicul nostru este pe locuri mai lenos, știi, care nu prea să stea neapărat într-un top național să urmărească aparițiile noi de melodii. Și de-aia era scopul comun de a ajunge în emisiuni. Deja cei care ne-au invitat primii sau respectiv după sau mai târziu, în asta chiar deja nu contează. Și până la urmă avem suficientă inteligență ca să nu ajungă, știi, la niște momente prea tensionate, știi? Da, chiar vis-a-vis de emisiuni. Nu, probabil a fost, nu putem acum nega, a fost momente, iarăși, cu scopul de a aduce un produs bun, ca să fie un rezultat așa cum ne-l imaginam fiecare în parte, în proces, da? Pentru că dacă zic că totul a fost, da, ok, așa, nu mai fi crezut cu siguranță, așa că tot ce a fost micile noastre, cum să zic, da. Reacții emoționale, da. Toate au fost cu scopul de a face un produs bun și de a da cel mai bun mod emoția, melodie, atât în studio cât și la filmare. Considerați că aceste lucruri pe care vi le-ați propus v-au reușit? Acum când vă uitați în urmă la ce a ieșit într-un final. Mie îmi pare bine că multe lucruri Tatiana, care mi le spunea din start și eu nu eram de acord cu ea, până la urmă a ieșit bine, pentru că, cum să zic, ea s-a implicat mai mult cumva în tot acest proces și deci a trecut ceva timp și derulez timpul înapoi și înțeleg că... În premieră, recunoaște colega mea! Dar știi că emisiunea asta e Vedete fără secrete și acum ea e o jurat cu mâna pe Biblie înainte să intre aici, că vă zice adevărul. Doamne, dar n-am spus la nimeni și nici ei nu i-am spus chestia asta, că am recunoscut că au avut dreptate. Dar bine, știi cum, au fost momente când am... Îndoiat-o și eu pe ea puțin, știi? Pentru că ea e foarte, e o persoană foarte puternică, dar merge la compromis. Asta a învățat de la mine, să meargă la compromis. Eu pot să zic că exact, Roxana a mai avut duete și a mai lucrat în duete și probabil are o experiență mai largă, dar pentru mine a fost prima experiență și am învățat foarte multe. Fie de la Roxana, fie de la echipă, adică din fiecare lucru am avut ce să învăț și asta este... Dar recunoașteți că nu e ușor să faci duet. Deci să te combini și ca suflet, și ca spirit, și ca voce, și ca... Până la urmă nu e ușor, dar mie îmi pare atât de frumos, sincer, acum uitându-mă așa în spate, zic, deci chiar... Ai repetat experiența. Sincer, în seara când trebuia să fie premiera, deci aveam emoții, eu care eram mai, de obicei, mai sigură, Roxana, așa e bine, ea spunea, acum invers, era lejeră și eu spun, vai, zic, am emoții, nu pot, acum la ora 20 va fi premiera, zic, nu pot stau în casă, unde să merg? Dar chiar arată, stai liniștită, că uite eu... Că eu pot scârșoară. Păi după ce ai mâncare de sărbătoare cu ocazia evenimentului, voi ați mai repeta experiența asta? Deci ați mai fi în stare să lucrați una cu alta? Sau gata, v-a pus capacul? Eu cred că după rezultat, eu zic părerea mea și ea spune părerea ei. Eu cred că după rezultatul ăsta, care l-am obținut la final și după impactul publicului asupra rezultatului, adică cum primim asta, eu aș repeta-o și a doua oară și a treia oară și chiar ne-am gândit că poate facem așa to be continued, știi? Și eu cred că sunt gata și eu să mai rabdă, da? Dacă tot veni vorba ca între femei. Cum a apărut omul ăsta în videoclip? Omuleanul ăsta, da, omuleanul ăsta necunoscut, l-am văzut pentru prima oară la voi în videoclip și mă întrebam cine e, da, cine e așa, așa băiat stilat, bărbos. Pentru cei care nu cunosc, care sunt aliniați Doiniței, așa. Ținem să aducem la cunoștință că este vorba despre protagonistul videoclipului nostru, Cătălin Botezatu, un mare designer din România și cunoscut la nivel deja internațional, pentru că, sincer să fiu... Acum m-ați luminat și pe mine. Nu, tu ești luminată de când? De la 2 ani, nu știu, minimum. Așa, cum a apărut omul în videoclipul vostru? De când e vedetă el în Republica Moldova? Păi el a că atât de frumoase sunt femeile în Republica Moldova încât atrag și actori internaționali. Da, nu că nu erau aici băieți frumoși în Republica Moldova, dar știi cum, am stat pe gânduri foarte mult pe cine, cum, de ce, am chipzuit, am cântărit și Tatiana la un moment spune nouă ne-ar trebui un bărbat gen Cătălin Botezatu și eu așa m-am... Deși gen? Da, și zic că... Gen, Cătălin, hai să dau el un e unul, nu e... Nu, adică asta înseamnă că ea nu a luat în... Nu i s-a părut reală ideea, adică ok, dar la noi așa, gen de bărbați, recunoaște că e mai greu, nu avem un modeling de performanță în care am avea modele care are o vârstă și mai e în domeniu, da? Avem modele faine care sunt 20 de ani, 22 de ani, dar... Vă vreați un bărbat cop. Un bărbat care are experiența asta de un trio amoros, care are atitudine, care are caracter, care are... Deci ce l-a invitat? Cine? Cum a ajuns? Cum a ajuns? Am negociat, ne-am gândit, am zis ok, eu iau pe curajul meu să iau legătura cu această prezență internațională și Roxana a zis ok, ea și-a asumat respectiv alte obligații de a ținea convorbiri cu, nu știu, însă și locația care ne-a găzduit, Roxana a avut grijă, eu am zis că încerc să dialoghez cu Cătălin Botezatu. Scuze, și erau momente, știi, când cumva nu se păleau cap în cap agenda lui Cătălin și locația, după care știi asta. Și deci eram așa, stai că la mine nu iese, știi, și Tatiana spune nici eu n-am încă un răspuns, știi, și era așa cumva, deci tot ce ne-am pus noi în plan, cam ieșua într-un moment, știi? Și uite că ne-a reușit, n-am cedat. Greutatea numelui acesta, credeți că a influențat cumva, într-o oarecare măsură, nu știu, succesul videoclipului sau reacția publicului asupra lui? Sau l-ați ales strict după tipaj? Sau l-ați ales și după greutatea omului? Nu, eu cred că, nu știu, sincer, nu pot acum să-mi dau seama, dar eu cred că el a dat credibilitate maximă eroului, acestui fenomen de bărbat care noi despre el cântăm și de fapt el a avut acest impact în viața acestor două femei, dar de fapt este vorba de un trio amoros, da? Acea temă veche, extrem de cunoscută, de care toată lumea știe, dar puțin vorbesc, da? Veche, actuală și viitoare, pentru care asta e viața. Și de fapt noi avem nevoie doar de un bărbat care ar fi, spuneam, zic, băi, deci nu aș vrea să complicăm ca să rugăm un actor să intre într-un rol. Zic, ar fi genial el, pentru că așa e și... Este el. Da, are el și așa îi spune, știi, în România îi spune bote și, adică, în lumea showbiz se spune bărbatul de necucerit, adică el are influență asupra femeilor, dar nu s-a lăsat el cucerit, știi? Și zic, bă, ar fi genial ca să nu ne complicăm noi cu regizorul, să-i zică ce să joace, cum să imite. Și să fii mai așa cum ești, așa a fost, mai Cătăline. Dar el a înțeles, îți jur, că cred că nu s-a discutat mult, deci nu s-a cerut careva indicații, să-i se zică joacă așa, exprimă starea aia. El a fost așa cum natural, a fost. Cum, da. Tot ce făcea, făcea din prima dublă. Ok, și... Pe care dintre voi a iubit-o mai mult până la urmă? Dar tu ce-ai înțeles? Pentru că noi avem mai multe variante din ceea ce comentează pe mediul online și nu numai... Bine, mă țin acum asta aici. Dacă eram curioasă să văd ce ați vrut voi să... Noi deja am hotărât că lăsăm varianta fiecărui cetățean să înțeleagă așa cum simte el și experiența vieții. Da, vă rog, fiați după și s-a pus de drepturile noastre. Noi trebuie să oferim dreptul de a intra în povestea asta și de a vă regăsi personal. Deci finalul rămâne deschis, da? Pentru un ciubi... Finalul o să urmeze. Da, așa înțelegi. Asta ziceam, deci rămâne deschis pentru că cine știe, poate mai urmează ceva. Seria 2 va fi mult mai interesantă, crede-mă. Nu știu, ne mai fierbinte de atât, dar cred că vă descurcați voi, fetele. Hai să vedem și videoclipul, dar înainte să vă mulțumesc că ați venit la Vedete Fără Secrete. Ne le-am rămas bun acum, pentru că intrăm cu videoclipul și după care imediat în pauza de publicitate, da. Noi îți mulțumim și îți jurăm că am spus toate secretele, nu-i așa? Mai mult decât trebuia. Mersi pentru că sunteți așa cum sunteți, deschise, adevărate, niște fete pe cinste, ce să mai zic. Hai, dragilor, să vedem și videoclipul fetelor sau să-l revedem cu unii dintre voi. Acum, aici. Dragi prieteni, iată că am revenit după scurta noastră pauză de publicitate și chiar acum vreau să vă invit în scena platoului nostru, acolo unde urmează să ne cânte un artist foarte și foarte îndrăgit, cel care a reușit de ceva timp încoace să-și surprindă fanii, să-și surprindă admiratorii, să-i uimească, aș zice, pentru că eram obișnuit să-l vedem interpretând muzică populară, dar iată că o să aflăm împreună ce și cine l-a îndemnat ca să își creeze și un proiect solo de muzică ușoară. Dar mai întâi de toate zic să facem pasare la scenă și să ne cânte cu drag mult îndrăgitul interpret Igor Cuciuc. În ochii tăi și mă topesc în ei de atâta dragoste ca în prima zi. De când i-am cunoscut mă farmecă mai mult, fac pentru ei orice cât voi trăi. Femeia vieții ești, în inimă trăiești, cât timp va bate ea, vei fi a mea. Ești una pe pământ, eu pentru tine cânt, îmi seninez mereu destinul meu. Au pictat un zâmbet minunat, senin și cald. Și atunci când îmi zâmbești, tu tot mai dragă-mi ești, doar știu că mă iubești cu adevărat. Femeia vieții ești, în inimă trăiești, cât timp va bate ea, vei fi a mea. Ești una pe pământ, eu pentru tine cânt, îmi seninez mereu destinul meu. Sunt eu mâinile-ți sărut ca-n prima zi. Iubirea noastră e la fel ca soarele, cu timpul și mai mult ne va încălzi. Femeia vieții ești, în inimă trăiești, cât timp va bate ea, vei fi a mea. Ești una pe pământ, eu pentru tine cânt, îmi seninez mereu destinul meu. În inimă trăiești, cât timp va bate ea, vei fi a mea. Ești una pe pământ, eu pentru tine cânt, îmi seninez mereu destinul meu. Bună seara și bine ai venit! Gonzoliță Foi din Uc vă salută cu mătru Igor Cuciuc la Vedete fără secrete! Să trăiești cu mătre, să ne trăiești, să înflorești și... Deci când să nu îmbătrânești, da, și veșnic să horești și muzică ușoară să cânti, da, tare bine iese. Da, că tare bun ne ești! Să iasă, da, și rima. Apropo, mersi foarte frumos din numele tuturor telespectatoarelor pentru această dedicație. Doamnelor și domnișoarelor. Muzicală dedicată lor. Ești femeia... Femeia vieții ești, în inimă trăiești. Cât timp va bate ea, vei fi a mea. Tare frumos. De acum s-au topit toate telespectatoarele. Eu am lansat intriga chiar la începutul acestei părți de emisiune și chiar sunt foarte curioasă să aflu cum a apărut muzica ușoară în viața ta, pentru că ne-ai surprins plăcut pe toți. De fapt, am început să cânt muzică ușoară de la vârsta de 5 ani, de la grădiniță. Prima mea melodie a fost Aleargă caii ca mașina a lui Ricu Vodă. Aaa, ce faci? Serios? Serios, da. Prima melodie care o cântam. Bă, dar câți ani aveai atunci? 5-6 anișori, cam așa. Câți ani în urmă a fost? A fost prin anii 88-89, cam așa. 29 de ani în urmă. Da, cam atâta cred că are piesa și mai bine. Fain de tot! Da, și... Aleargă ca... Da. La 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 la. Nu mai țin minte. Așa, mai departe. Și deci am început de fapt cu muzica ușoară și nu numai această piesă. Și ascultam Gheorghe Țopa, atunci era în vogă, mai multe melodii. După care, de fapt, am început să cânt muzică populară, Bor de Iași cu ușa în vale, mai multe melodii. Deci nu făceam o diferență. La vârsta de 6 ani. Chiar mi-aduc aminte un caz foarte interesant, când am mers să intru la școala de muzică, la preselecție. Asta unde era? În raionul Rășcani. Deci m-am dus la doamna Paulina, care era vicedirectorul școlii de muzică, și ascultându-mă, mi-a dat câteva note, intervale, să intonez, și eu întreb, i-am cântă la violoncel, și o zic, dar puteți să cântați Bor de Iași cu ușa în vale la violoncel? Eu întreb. Îi spune că nu pot să cânt. Ei, dar ce, asta e profesoară, chiar nu știi Bor de Iași cu ușa în vale, cântecul care este în vog. Da, hai bordei, hai, Bor de Iași, bordei, bordei, măi. Așa, așa, hai bordei, Bor de Iași, bordei, bordei, măi. Și porecla mea, în raionul Rușcani, a fost Bor de Iași. Bor de Iași. Igor Bor de Iași? Da. Nu spunea Igor, Bor de Iași. Bor de Iași. Bor de Iași. Uite că vine Bor de Iași. Eu cântam melodia asta celebră, am cântat-o chiar la un spectacol la sărbătoarea Limba Noastră Cea Română, care a fost în Râul Jușcan pe stadion, și atunci am cântat melodia asta. Și așa și mi-a mers porecla, Bor de Iași. Și de când s-a apucat cu Bor de Iași, gata? S-a terminat cu proiectul de muzică, adică cu muzica ușoară? A început să vină muzică populară? De fapt am făcut mai mult muzică populară, pentru că mai aproape mi-a fost muzica populară, și de la 7 ani am cântat în ansamblu etnofolcloric Arțăraș din Rășcani, unde am obținut premii mari ca fluierist, ca solist la orchestra din orchestra școlii de muzică. Deci cu muzica populară am mers până am venit la Chișinău. Așa. Și la Chișinău am venit, de fapt... Și la Chișinău tot a început cu muzică populară, că eu așa țin minte, cu orchestre, cu... Deci la Chișinău, de fapt, inițial am vrut să cânt la instrument, am vrut să fiu instrumentist, să cânt la clarinet și să fiu un saxofonist bun, un clarinetist bun. Dar uite că Dumnezeu m-a îndreptat pe alt drum și mie îmi plăcea foarte mult să cânt cu vocea. Deci, da, uite, și ai făcut, deci, muzică, au urmat piesele tale de muzică populară, asta nu știu. După care au venit toate proiectele tale cu muzică etno. Muzica etno, da, alt proiect. Care e un fel de populară, ușoară, să zic așa, e o combinație. E o combinație. Și acum tu vii cu piese, deci de cât timp ai, peste cât timp a revenit muzica de stradă în viața ta? Așa, pe scena profesionistă. Mie îmi place să cânt orice fel de muzică. Cel mai mult, de fapt, îmi place să cânt doine, muzica populară, doine și melodii folclorice. Cel mai mult îmi place. Dar n-aș spune că sunt poate un interpret foarte bun de muzică ușoară, dar pot să cânt muzica ușoară foarte bine. Dar iată de unde ți-a venit ție ideea asta să faci muzică ușoară, acum, în perioada actuală? Că erai foarte bine, ai hituri de muzică populară. Deci, da, anume asta vreau să știu. Cum ți-a venit ideea asta de sus, de unde? Compozitorii mi-au propus câteva melodii de muzică ușoară. M-am dus la studio și cineva mi-a arătat o melodie de muzică ușoară, de muzică populară, dar ea asemenea mai mult la muzică ușoară. Prima melodie a fost Frate, azi e ziua ta. Și era într-un stil Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura. Pentru tine eu ridic acest pahar. Așa. Și eu zic, mai mult să am la muzică ușoară. Și el spune, da, fă muzică ușoară. Ei, cum muzică ușoară? Bine, nu e o problemă să cânt muzică ușoară. Și am căzut de acord cu compozitorul și am lansat această melodie, Frate, azi e ziua ta. Și am văzut că prinde la public și toată lumea, măi, de ce bine îți primești la tine și muzica ușoară. Și după care a urmat. Deci a fost o simplă, așa, dintr-o glumă am început să fac și muzică ușoară. Deci n-am fost un mov de-al meu să demonstrez cuiva ceva, niciodată. Am înțeles. Ce a fost așa, soarta ți-a scos în care această oportunitate, da? Da, soarta mi-a scos. Și după care am lansat melodia O Sărutare, a doua melodie, a treia melodie, Mama e una pe pământ. Și cât ai acum la... Am colaborat cu Ianuș Țurcanu la versuri, cu Ion Busuioc la muzică, cu Oleg Baraliuc, am mai făcut melodia Moldoveni Veniți Acasă, care este între muzică ușoară și muzică populară. Dar câte piese ai acum la activ de muzică ușoară? De muzică ușoară, hai spune, da, iubita mea, deci am undeva, cred că la vreo 6 melodii, 7 melodii de muzică ușoară. Dar cum au primit admiratorii tăi această noutate din partea ta? Au fost și critici din ăștia care au zis, ei, Cuciuca nostru, ia ca să o lăsa de muzică populară. Ai avut și așa replici sau au fost o altă lumea? Da, să-ți spun o replică frumoasă, chiar eram la spectacolele organizate de Busuioc TV la Parada Noutăților Muzicale și am cântat odată melodia Satul meu moldovenesc, care tot este de muzică ușoară. Și s-a apropiat Corina Țepeș și mi-a spus, Igor, așa de bine îți merge și muzica ușoară și perfect te încadrezi și melodia e frumoasă și tu cânti frumos. Da, e indiscutabil. Satul meu moldovenesc, mă întorc cu dor la tine, tu ești totul pentru mine și nu te-am uitat. Satul meu moldovenesc, tu mi-ai dat multă iubire de prin vise și amintire, azi te regăsesc. Bun, deci colegii de scenă te-au apreciat. M-au apreciat. Și lumea le-a plăcut foarte mult. Au fost cumva și critici? Nu știu, știi că lumea mai sare în cap câteodată când... Ba, din contră, au fost doar laude din partea colegilor muzicanți cu care mă întâlnesc pe la petreceri. Da? Ei, deci, au apreciat și chiar mi-au cerut, măi, de unde ai luat tu melodiile astea? O sărutare, o îmbrățișare. Și eu spun, păi, mi le-am făcut eu pentru mine, muzica ușoară. Tu le-ai compus? Nu, nu, nu. Deci, mi le-am format eu împreună cu compozitorii, cu Oleg Baraliuc, cu Ianuș Țurcanu, cu Ion Busuioc, mai nou cu Sergiu Cabătut. Colaborez și eu să scot 2 melodii acum de dragoste, de muzică ușoară. Ia, ca te așteptăm cu premierele, vezi? Da. Tu ești așa un artist mai șotios, mai zgloviu, spui aricele de scenă, le compui, le pui, le câți, le bagi, nu mai știu cum le găsești, de unde le inventezi, bravo, te apreciem pentru asta. Cum ai fost în copilărie? Ai fost așa un copil năstrușnic, șotios, cum ești acum? Am fost un copil foarte vesel, foarte energic, deci câteodată părinții mă perdeau și mă cătau, unii seara nu veneam până târziu acasă sau veneam foarte târziu, pentru că eram un băiat al companiilor, îmi plăcea unde sunt mulți copii, acolo să stau cu ei și îmi plăceau și cei mai maturi. Erai pe uliți, da? De acolo, da, 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 desculță. De fapt, mi-a plăcut foarte mult. Eu m-am născut la țară, în satul Ciciulea, raionul Gloderi. Și acolo, de fapt, am fost un fan al... m-am jucat, de fapt, din copilărie. N-am colecționat mașini sau, eu știu, tractoare, dar păpuși. Eu mă jucam cu păpușile, da. Da, îmi plăcea foarte mult. Deci erai un copil, un băiat mai finuț, așa să zic. Da. Făceam probleme multe părinților, că uneori, vă spun că veneam foarte târziu acasă, dar în principiu am fost un copil ascultător. Ascultam părinții, îmi plăcea că eram la sărbători sau mergeam prin ospiție, ei mă puneau să cânt și atunci câștigam ruble, cum era atunci pe vremea aceea. Și mai procuram și eu dulciuri, ce mai erau atunci gumile astea cu actibiluri, da? Actibiluri, da, cu toți ăștia, cu Van Damme, cu Jichicean. Îmi plăcea, colecționam, e ca toți copiii. Și mi-aduc aminte primii bani care am câștigat mai mulți, 102 lei, când am fost odată cu uratul și mi-am cumpărat un casetofon. Dar asta în ce an? Că erau mulți bani pe atunci, 102 lei, nu? Da, erau 102-103 lei, ceva genul ăsta. În ce an? Păi erau, că aveam vreo 10 ani. și mi-am cumpărat primul casetofon Electronica. Mi-era atunci pe vreme. Da, toată lumea a avut, cred, casetofon din asta. Da, și așteptam cu nerăbdare să vin sărbătorile și eram așa la anunț, acum mai proaspăt, eram ca un fel de conocar, când le mai spuneam și câteva orații de nuntă. Din copilărie, da? Nu din copilărie, acum, dar când eram în copilărie, tot eram un orator bun, mergeam cu uratul și doar eu spuneam urăturile. Bună vreme, boieri mari, nu stați triși și supărați, dar sculați-vă, băi, frumos din pat, aprindeți lumina în casă și vă dați lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Cât e Doinița Gherman de frumoasă și de mare, tot de la pământ cere mâncare. Și mânați, măi, și vreau. La urechi clopoței, la chișoare și ocălăi, nu furați găina, măi, și străgați cu toții. Hăi, hăi! Dați colac și pitacul, dacă nu vă fărâmă, voi pragul. Să că-i zici la anul nou, n-am colac și n-am pitac. Azi mă gătesc de anul nou. Bate la ușa că e anul nou. Ne-ai luat-o pe dinainte. A rămas câteva zile. Am înțeles cum erai în copilărie, te vedem cum ești în scenă. Cu fluierul în mânică. Plin de viață, cu fluierul în mânică, cu conocăriile în suflet, cu limba iute ascuțită, cu gânduri bune și pozitive. Asta am înțeles. Cum ești acasă? Cum este Igor Cuciuc acasă cu familia? Acasă sunt foarte liniștit, de fapt nu așa cum mă vedeți în scenă și sunt foarte așa, cum am spus, liniștit. Ca sfântul sau? Ca sfântul, ca sfântul, da. Apoi tot beau, nu fumez. Tot bărbatul e sfânt. Și nu beau, nu fumez și nu mă uit în stânga nici în dreapta. Numai înainte, da. Dacă sunt ca monumentul din parcul central, Ștefan cel Mare. Deci să ai sigur, păstrezi poziția, ți-o menții, te uiți, dar... Da, sunt acasă, sunt un om de ajutor, ajut soția în tot ce ține de curățenie, eu trag cu aspiratorul, strâng cu aspiratorul, o ajut pe soție, fac cumpărăturile, eu la piață. O echipă de artiști să ne ajute cu ordinea pe aici, pe studio. Acum am depistat cei mai muncitori artiști. Eu cu aspiratorul cred că îl chem pe... cu mătru Adi și Lenuța Gheorghiță, ei să mă ajute cu niște mături. Dar mai bine lăsăm curatul și ne apucăm de cântat, că la asta ne descurcăm. Deci zici că ești un bărbat de ajutor. Acasă, la piață, de fiecare dată am și reduceri mari. Uneori poți primești și un mărar și un pătrunjel gratis. Cadou! Am asta în loc de flori. În loc de flori. Igor, ține un buchet de pătrunjel, te rog frumos. Hai, țineți pentru fetița dumneavoastră. Țineți o prasadă din partea mea. Da, și plăcut, nu? Da, la miere. Bună ziua, bună ziua. Domnul Cuciuc, am văzut la televizor, mi-a plăcut bancul cel care ați spus dumneavoastră cu soacra. Hai bun, v-a plăcut. Dați-vă servesc cu băncuță de miere pentru fetița dumneavoastră. Pentru dumneavoastră aveți voce bună. Să aveți glas, da? E, glasul, ca să-l am, trebuie să beau coniac cu miere. Hai, coniac n-am. Hai, las coniac, aduc la țară, de ce la whisky, de la Sfântul Socru. Whisky de cel bun, care de 60 de grade. Bei și... Te înflorești deodată. Da, da, da. Te încălzești deodată și nici nu trebuie să faci vocalizii să te încălzești. Deodată totul, da? Care este relația cu fiica ta, dacă tot ai pomenit de ea? Deci... Că e domnișoară deja în toată legea. Relația cu fiica mea, mă bucur că fiica mea, Andreea, îmi calcă pe urme. Îi place foarte mult să cânte, să danseze. Este un copil energic, zglobiu. Dar un lucru mă întristează, că ea, de fapt, mai mult a îmbrățișat muzica ușoară și engleză. Și tata nu înțelege ce cântă ea și zic, Andreea, ce cânti? Dar ea îmi spune că nici eu prea bine nu înțeleg, dar învață. Dar îi place foarte mult muzica ușoară. Dar cântă și muzică populară, mă bucur, dar ultima vreme a început să cânte cu accent englezesc, muzica ușoară. Când cântă, noi avem duetul ăla, îmi iubesc familia, ia-i toată averea mea. Și îmi iubesc familia, ia-i toată averea mea. E invers accentele. Mea. Eu zic, ia-i toată averea mea. Eu zic, nu se cântă muzica populară așa, ca să spari băbuța de la țară și să închid televizorul. Mai glâmbesc. Dar oricum este foarte talentată. Chiar, o văd și eu. Deci ce faceți voi pe Facebook la televizor. Da, este foarte talentată și m-aș bucura să-mi calce pe urme, să meargă pe urmele mele, să facem multe duete împreună. Acum pregătim... Să faci tu o provocare pentru tine, să faci una în engleză cu ea. Nu cred. Ei, dar de ce? Nu zici niciodată nu, că n-ai de unde să știi. Nu, eu poate să facem un remix și așa un battle, cum se zice, acum mai modern. Eu să cânt o frază de muzică populară, un refren și ea să vină cu... Dacă aveai să uite ce ți-am dat, ca să faci chestia asta. Da, numai decât. Cum te descurci cu două fete acasă? Că nu e ușor să fii tată de fete. Știți, când soția e mânioasă sau e supărată ceva pe mine, că vin târziu acasă, că păi așa e viața de artist. Așa e viața de artist, și pe femeile sunt mai voi, bine. Da, am văzut eu un live acolo, că stăteai la masă cu două fete. Păi erau fetele primarului. Da, dar prea multe selfie făceai și eu spun că artistul aparține poporului. Ei, te mai glumești așa, că nu mai vorbești. Mai glumesc. Dar când e trist, atunci eu tac și nu mă supără absolut deloc. Îi spun, zic ce vrei, că eu n-aud. Eu n-aud nimic, eu mi-am pus tampoane în urechi. Acum descarcă-te, da? Da, descarcă-te. Și trece 10 minute și gata, ea înțelege. Înțelege-mă că eu îi spun sincer, pentru că eu sunt sincer cu soția. Mă bucur că ea mă susține, soția. Mă descurc bine pentru că ea mă susține. Da, vine și este la multe spectacole, că eu vă văd mereu împreună, este foarte activă. Producător. Și fata vine la spectacol. Ca un fel de producător, pentru că ea uneori, când nu reușesc eu să vorbesc cu mirii, cu spectacolele, cu primarii, soția, dar este un manager bun. Mă ajută, vorbește, îmi notează toate petrecerile uneori, mă împac bine. Când ele sunt supărate, eu tac și când eu sunt supărat, ele nu tac. Atunci tot eu tac. Uite, scurt timp o să intrăm pe finalul emisiunii. Am 5 întrebări sau afirmații pe care tu va trebui să le completezi cât mai succint, ca să știi mai multe așa de acolo, din sufletul tău. Principiul de viață al lui Igor Cuciuc este... Sau unul dintre ele, că mă rog, avem mai multe toți. Ce-mi doresc eu? Să fiu sănătos și principiul meu e să muncesc și să am rezultate frumoase. Să fiu apreciat la nivel de mărie sau publicul. Cel mai mare regret, dacă este? N-am niciun regret. Sunt un om împlinit. Ce dorință mai am? Să mai am un copil. Dar regrete n-am. Nu regret pentru nimic. Îmi place, uite, oamenii n-au regrete, îi privesc în viitor. Frumos, frumos spus. Cum primești critica, dacă vine? Păi dacă e critică obiectivă, constructivă, atunci o învăț și îi mulțumesc omului. Măi, chiar mulțumesc că mi-a dat un sfat. Chiar și cu mătrii, câteodată mă sună, nu-i bine așa, e bine așa. Și le mulțumesc. Dacă nu-i constructivă, e pur și simplu din invidie, pentru că ești un om de succes, ești om de succes și din invidie, atunci mă feresc de acești oameni, le dau doar binețe, dar mă feresc. Nici nu le zic nimic. Sunt un om, așa mă uit înainte și nu trag atenție la toți dușmanii, pentru că am lucruri mult mai importante de rezolvat, de a face lumea fericită. Părerea ta despre parodia făcută de băieții de la 02, Igor Cuciuc și Carla's Dreams? Părerea mea este foarte bună, m-a pus într-o imagine bună, îi mulțumesc foarte mult lui Cătălin Lungu. Mă bucur că a ales un personaj tot foarte cunoscut, Carla's Dreams, cu Mătru Cuciuc și Carla's Dreams, s-a combinat foarte interesant acest battle, mi-a plăcut foarte mult. După părerea mea, e unul dintre cele mai faine lucruri dacă e să vorbim de umor, care s-au întâmplat în ultima perioadă în țara asta, așa că e super tare. Mă gândeam eu care să-ți placă și ție, dar nu știam părerea ta. Sigur, mi-a plăcut foarte mult. Și ultima, până intrăm să ne cânti piesa de final, vreau să zic lumii că, acolo în cameră, poți să zici tot ce vrei. Vreau să zic lumii că eu, Igor Cuciuc, vă iubesc foarte mult și... am grijă de fiecare dată să vă aduc cântece noi, energia mea să vă transmit dumneavoastră, ca prin muzica mea și prin felul meu de a fi să vă fac viața mai frumoasă și să vă fac să uitați de greutăți. Îți mulțumesc tare mult că ai găsit timp să vii astăzi la Vedete Fără Secrete. Te asigur, alături de întreaga noastră echipă, de admirația noastră și de respectul nostru pentru munca pe care o faci tu, cu tot sufletul și toată dăruirea în fața publicului, de ani buni. Te mai aștept cu mare drag cu piesele noi despre care mi-ai spus că urmează să apară. Voi veni cu mare drag în ospăție la Vedete Fără Secrete. Îți mulțumesc pentru invitație și vă doresc emisiuni cât se poate de frumoase, vesele și câți mai mulți admiratori, prieteni și cu mătri să se uite la dumneavoastră la emisiune. Ei, acum toți cu mătri de ei, dar și cu mătrii noștri. Toată Moldova. Și cântăm piesa pentru ei. E ziua mea, pentru toți sărbătoriții și pentru toți care își vor sărbători zilele de naștere. Vă pupăm, vă iubim, să nu beți rece, că cei ce privesc Busuioc TV sunt de nota 10! Mersi mult! Dragilor, chiar acum luăm piesa alături de Igor Cuciuc. Piesa este Ziua mea și vreau să știți că fiecare zi este a noastră atunci când sunteți alături de noi aici la Busuioc TV și la emisiunile pe care noi vi le propunem. Alături de întreaga mea echipă, întreaga mea frumoasă echipă, Vedete fără secrete, vă dăm întâlnire și data viitoare și acum vă lăsăm în compania mult îndrăgitului artist Igor Cuciuc. Multe sărbători frumoase anul poate avea, însă cea mai importantă e de ziua mea. Cu urări de sănătate cei dragi vor veni, cele mai frumoase flori în dar voi primi. Cu urări de sănătate cei dragi vor veni, cele mai frumoase flori în dar voi primi. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. Că uneori pe toate nu le reușesc, visele câteodată nu se împlinesc. O zi splendidă cu soare azi în viață am, fericirea și iubirea mi-au bătut la geam. O zi splendidă cu soare azi în viață am, fericirea și iubirea mi-au bătut la geam. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. O șampanie spumoasă cu toți să ciocnim, lângă fețe luminoase să ne veselim. Fericiți și împliniți ani să-i trăim, de această zi frumoasă să ne amintim. Fericiți și împliniți ani să-i trăim, de această zi frumoasă să ne amintim. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. La, la, la.